Un scenariu tragic a fost scris ieri în Parlament. După 6 ore de dezbatere pe marginea moțiunii de cenzură care îi putea salva pe români de la sărăcie, parlamentarii au votat împotrivă. Doar 8 voturi au lipsit pentru ca guvernul Boc să fie demis, iar pensiile și salariile să scape de diminuare. Chiar dacă oamenii au ieșit în stradă și au protestat împotriva măsurilor de austeritate propuse de guvern, glasul lor disperat a fost ignorat de către putere. Moțiunea de cenzură a fost respinsă de către Parlament cu 228 de voturi pentru, fiind necesare 236 pentru ca guvernul să fie demis. Astfel, guvernul Boc rămâne la putere, iar legile austerității adoptate. Mai mulți parlamentari din arcul guvernamental au votat pentru moțiunea de cenzură, ședința decurgând pe un fond sonor plin de huiduieli și acuze la adresa guvernului. Principalele prevederi ale pachetului de măsuri de austeritate sunt cuantumul brut al salariilor, indemnizațiilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale, precum și alte drepturi în lei sau în valută se diminuează cu 25% în sectorul bugetar. Cuantumul indemnizației de șomaj se diminuează cu 15%. Cuantumul brut al pensiilor cuvenite sau aflate în plată se diminuează cu 15%. Cuantumul indemnizațiilor acordate pentru susținerea familiei în vederea creșterii copilului, începând cu drepturile lunii iunie 2010, se diminuează cu 15%. Ce părere au oamenii despre respingerea moțiunii și adoptarea măsurilor de austeritate aflăm chiar de la ei. Bună ziua, ce părere aveți despre faptul că moțiunea de cenzură a fost respinsă? Păi, șcamba joc de pensionari. Și de salariați? Și de salariați. Hai că nu pot să zic că pe mine mă afectează atât de mult că-s lucru la patron, dar în orice caz pe toată lumea o să-i afecteze. N-are rost să discutăm. Nu mă încântă nimic. În orice caz și eu sunt pensionară și îmi pare foarte rău că au căzut. Foarte, foarte mult regret. Că ne descurcăm îngrozitor de greu.